Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Călin Jucovski și vă prezint Patrula Jurnal TV. Aveți grijă cui îi încredințați copilul. O femeie din stânga Nistrului a rămas fără banii agonisiții după ce a angajat o dătacă pe care a găsit-o în spațiul virtual. Victima povestește că a căutat mult timp o dădacă pentru fetița ei. После пару неудачных попыток найти няню, я что-то открыла соцсети, Viber и группа няни и мамы ПМР. И увидела срочно ищу работу няню в Бендере Тирасполе номер телефона. Femeia a stabilit o întâlnire cu cea care pretindea a fi dădacă. Ребенок тоже очень хорошо с ней нашел общий язык, она подход к моей дочке. И так с виду она как бы вроде бы нормальная, добрая, адекватная. А вы не спрашивали там никакие справки медицинские, рекомендации? Вот это моя, конечно, ошибка. Чего не спросила, даже, как это не звучит странно, я даже паспортные данные ее не взяла. Просто на добром, честном слове, зная, что ее зовут так-то, так-то, и в соцсети там... Este o străniță. Așa zisă dădacă de 31 de ani era din Tiraspol. Victima povestește că inițial lăsa la vedere lucrurile scumpe pentru a o testa. Aceasta nu punea mâna pe nimic. Mai mult, îi aducea femeii dovada cumpărăturilor când era nevoie. На какое время вы оставляли ребенка с няней? С 8 утра до 16 часов вечера. Оставалась одна, то есть она сама себе хозяйка в квартире. То есть, что хочу, то и делаю. Захотела, посмотрела там шкафу и там. То есть, как бы, у нее было время посмотреть, где что лежит. Într-un final, victima a hotărât să verifice locul unde își păstra banii. Acolo nu mai era nimic. Деньги впоследствии были положены на банковский счет, после чего были совершены покупки, а именно был приобретен телефон. Оставшуюся сумму гражданка потратить не успел. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Administratorul unui restaurant din Chișinău a fost reținut fiind suspectat de spălare de bani. Individul s-ar fi îmbogățit pentru că nu plătea impozite la stat. Suma este una impunătoare, 16 milioane de lei. Potrivit anchetei, bărbatul reținut administra afacerea din umbră prin interpuși. Infracțiunea pentru care este investigat ar fi comis-o începând cu octombrie trecut. Poliția a efectuat 7 percheziții la localurile administrate de bănuit, acasă și în automobilul acestuia. Au fost ridicate date și informații relevante urmăririi penale, acte contabile, flășuri care ar conține evidența contabilă neagră, 3 calculatoare de birou, un calculator portabil, înscrise de ciornă, telefoane mobile, precum și peste 90.000 de lei, bani nedeclarați. Menționăm că individul nu este la prima abatere. În 2017, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale l-a trimis pe Banca Acuzaților pentru evaziune fiscală. Era vizată aceeași rețea de restaurante, doar că suma era mai mică, 11 milioane de lei. La solicitarea procurorilor au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile din municipiul Chișinău și pe un automobil de lux. Doi indivizi au fost prinși cu droguri la frontieră. În bagaje era marihuana, hașiș și un tip de substanțe narcotice deocamdată neidentificate. În primul caz a fost documentat un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 19 ani. Tânărul s-a prezentat printre pasagerii veniți din Spania. Pentru că se comporta ciudat, acesta a fost supus controlului. Polițiștii de frontieră au depistat substanțe interzise. Întrebat ce avea de gând să facă cu drogurile, tânărul a răspuns că acestea erau pentru consum. A doua persoană cercetată este cetățean al Ucrainei, care intenționa să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova. În cadrul verificării, polițiștii au găsit 10 pachete de substanțe narcotice. Bănuitul a declarat că erau pentru uz personal. În ambele cazuri au fost pornite cercetări. Un alt individ a fost prins la punctul de trecere Leușeni cu o carte de identitate românească falsă. Acesta a declarat că a cumpărat actul cu 500 de euro. Totul s-a întâmplat pe 7 noiembrie. Polițiștii au pornit un control al pasagerilor unui autocar ce venea din Germania. Un tânăr de 18 ani avea o carte de identitate care ar fi emisă pe numele său de către autoritățile din România. Pentru că le-a trezit suspiciunii documentul, oamenii legii l-au verificat minuțios și au descoperit că acesta este neveridic. Într-un final, băiatul a recunoscut că a cumpărat documentul românesc cu 500 de euro, fiind ajutat chiar de șeful lui. Documentul a fost confiscat și urmează să ajungă în laboratorul criminalistic al IGPF pentru expertiză. Tânărul este cercetat de către polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest pentru deținere și folosire a actelor oficiale false.
O tânără de 19 ani se află în stare critică după ce a suferit traumatisme într-un accident rutier, în care au fost implicate 3 mașini. S-a întâmplat pe strada Bănulescu-Bodonii din Chișinău. Urmează detalii și alte știri pe scurt. Mai mulți agenți economici din raionul Glodene au fost depistați în timp ce vând alcool și țigări fără acte de proveniență. Polițiștii au documentat activitatea ilicită în mai multe magazine din raion, în timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile și în spațiile comerciale ce aparțin agenților economici. Oamenii legii au descoperit în jur de 162 de litri de alcool etilic, 110 litri de vin și peste 24.000 de țigarete fără acte ce ar dovedi origine și proveniența lor. Valoarea mărfii ridicate se estimează la peste 50.000 de lei. Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost prins de carabinieri în Chișinău în timp ce deținea asupra sa substanțe interzise. Cazul a avut loc în noaptea de 4 noiembrie, în timp ce echipajul de carabinieri executa serviciul de menținere a ordinii publice pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Bărbatul manifesta un comportament suspect și a atras atenția carabinierilor. Fiind oprit pentru verificare, acesta a recunoscut că deține asupra sa 8 pachetele cu droguri. La fața locului a intervenit grupul operativ al Inspectoratului de Poliție Centru, care a ridicat pachetelele cu o substanță albă cristalizată. Bărbatul a fost condus la inspectorat pentru documentare și stabilirea tuturor circumstanțelor. O tânără de 19 ani a ajuns într-o stare extrem de gravă la spital după ce a fost prinsă între două automobile pe strada Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodonii din capitală. În accident au fost implicate 3 automobile. Primul impact a avut loc între o Skoda și o Toyota, urmată de o ciocnire cu o altă Toyota parcată. În timpul accidentului, tânăra a fost prinsă între autovehicule. Ea a fost preluată de ambulanță și transportată la spital cu mai multe fracturi. Cetățeanul azer care a intrat ilegal în Republica Moldova, iar apoi a fugit din aeroportul Chișinău, a fost reținut și trimis în țara de origine. Individul intenționa să ajungă în Ucraina, însă nu a putut justifica scopul deplasării. Pe acest caz a fost pornit un proces penal. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, cetățeanul azer a sosit în Republica Moldova în data de 4 noiembrie, iar în cadrul controlului trecerii frontiere de stat, acesta nu a putut să le explice polițiștilor de frontieră care este scopul călătoriei sale. Bărbatului s-a spus că ar putea să revină ulterior în Republica Moldova dacă va întruni condițiile de intrare impuse străinilor la traversarea frontierei de stat. Fiind în așteptarea cursei aeriene care urma să-l transporte peste hotarele Republicii Moldova în data de 5 noiembrie, străinul s-a folosit de vulnerabilitățile de infrastructură din aeroportul internațional Chișinău și a părăsit zona de securitate cu acces restricționat, deplasându-se într-o direcție necunoscută. Acesta a fost localizat a doua zi în apropierea ambasadei Azerbaidjanului. Ministrul de Interne Adrian Efros nu a putut să le explice jurnaliștilor cum bărbatul a ieșit atât de ușor din zona sterilă a aeroportului și a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Totuși, oficialul a menționat că se efectuează cercetări pentru a verifica modul în care au fost implementate cele 14 recomandări după atacul armat de la aeroport din 1 iunie curent. Măsurile au fost înăsprite, însă sunt și niște condiții tehnice care urmau să fie implementat în ceea ce ține de accesul limitat între zonele sterile și zonele de lucru în cadrul aeroportului și nu sunt toate acțiunile care depind doar de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Noi avem protocoale și proceduri standard de operare care sunt puse în aplicare și noi ne conducem de ele. De asemenea, Efros a declarat că Poliția de Frontieră are suficienți angajați și mijloace pentru a asigura securitatea în cadrul aeroportului. De notat că după atacul armat din iunie curent de la aeroport, când un polițist de frontieră și un angajat al Serviciului de Securitate au fost uciși de un cetățean tajik, autoritățile au instituit măsuri suplimentare de securitate. Totodată, s-a decis ca datele pasagerilor care se îndreaptă spre Republica Moldova să fie verificate înainte de decolare. La scurt timp de la acest incident, șeful Poliției de Frontieră, Rosean Vasiloi, și-a dat demisia. Cererea acestuia a fost prezentată la ședința Guvernului de către ministrul de Interne, Adrian Efros, și a fost susținută de toți membrii cabinetului. A fost o onoare să conduc Poliția de Frontieră, a scris Rosean Vasiloi pe pagina sa de Facebook. Se propune
Încetarea exercitării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Rusian Vasiloi din data de 8 noiembrie 2023 în baza cererii de demisie. După demisia aprobată de guvern, Rusian Vasiloi a venit cu un mesaj pe rețelele de socializare în care le-a mulțumit foștilor colegi și partenerilor de dezvoltare. A fost o perioadă dificilă, cea mai dificilă din istoria Republicii Moldova, dar în care instituția pe care am condus-o a făcut față provocărilor. Unicul interes pe care l-am avut și îl voi avea în continuare a fost interesul țării și al cetățeanului. Vreau să mulțumesc echipei pentru dedicație și profesionalism. Le mulțumesc colegilor din sistemul afacerilor interne și din sistemul de apărare și de securitate națională. Marți, premierul Dorin Recean a anunțat că va urma o demisie după incidentul din 5 noiembrie, când un cetățean al Azerbaijanului, căruia i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova, a fugit de pe aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, acesta a fost găsit în Chișinău, iar apoi a fost trimis în țara de origine. Rusian Vasiloi a fost numit repetat în funcția de șef al Poliției de Frontieră în august 2021 de către fostul ministru de interne Ana Revenco. În aceeași funcție a fost numit și în 2019 de Andrei Năstase, care deținea funcția de ministru al afacerilor interne. Atunci Vasiloi nu s-a reținut mult timp în funcție și a demisionat, invocând faptul că asupra sa ar fi fost exercitate presiuni, iar anumite persoane ar fi fost înlocuite fără ca el să fie informat. 4 cetățeni ai Republicii Moldova sunt suspectați că se află în spatele unora dintre cele 250 de incidente în care au apărut desene cu steaua lui David pe mai multe ziduri din Paris. Un cuplu de moldoveni a fost arestat pe 27 octombrie, iar altul a fugit din Franța, scrie Le Monde. Serviciile speciale franceze cred că cele două cupluri responsabile de actele de antisemitism au fost în contact cu omul de afaceri Anatoli Prijenko, iar în schemă a fost implicată o rețea de dezinformare din Rusia. Serviciile de informații franceze cred că această campanie de antisemitism a fost comandată de omul de afaceri moldovean Anatoli Prijenko. Imaginile cu steaua lui David au fost distribuite masiv de rețeaua de propagandă prorusă Doppelganger. Agențiile de informații franceze atrag atenția că este vorba despre o încercare externă de destabilizare, notează Le Monde. Procurorul de caz din Paris a declarat că examinarea datelor telefonice sugerează că cele două cupluri din Republica Moldova au fost în legătură cu aceeași persoane, care ar fi sponsorul străin. Analiza Le Monde, confirmată de doi experți independenți, constată că operațiunea a fost exploatată de rețeaua Doppelganger. Aceasta a fost deja expusă ca operațiune de dezinformare a Rusiei, inclusiv într-o declarație oficială a Ministerului de Externe francez în luna iunie. Concomitent, rețeaua Doppelganger a publicat și articole care subliniau creșterea antisemitismului în Franța de la atacurile Hamas, acuzând autoritățile franceze că nu fac nimic pentru a-și proteja cetățenii. Pe 28 octombrie, un număr mare de conturi afiliate acestei rețele au început să distribuie pe internet două fotografii cu inscripțiile de pe pereții unei clădiri din Paris. Vandalismul din acea noapte a dus la arestarea unui cuplu de cetățeni moldoveni în vârstă de 28 și 33 de ani. Aceștia au declarat că au acționat la ordinul unui terț pentru o remunerație, ceea ce a fost confirmat printr-o convorbire în limba rusă la telefonul lor. Peste 1000 de acte de antisemitism au fost înregistrate în Franța începând cu 7 octombrie. Moscova și nu numai Moscova și regiunile apropiate sunt o destinație preferată de slugile lui Putin. Ne aducem aminte cum în 2014 cetățeanul Ianukovici, fostul președinte al Ucrainei, tot așa pe furiș a plecat încolo. Nu e nimic surprinzător. Interesant faptul, detaliul ăsta că Șor a zburat cu avionul lui Abramovici. Șoferul care a provocat accidentul fatal la sfârșitul lunii iulie pe bulevardul Decebal, soldat cu decesul tinerii Doinița Prodan, și-a recunoscut vina. Dragomir Popovici a cerut ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată, ce i-ar reduce din sentință. Printre victimele acelui accident este și o prietenă a Doiniței Prodan, care a rămas mutilată. Prezentă la ședința aceasta a cerut o pedeapsă maximă pentru Dragomir Popovici. Inculpatul a refuzat să discute cu presa. Vă recunoașteți vina? Vă căiți? Da,
ați provocat acel accident cu fier? De ce ați fugit atunci? Dragomir Popovici a fost adus la judecătoria Chișinău, sediul Buiucan, din penitenciarul numărul 13, unde se află în arest preventiv. Potrivit procurorului de caz, bărbatul este cercetat pe două capete de acuzare, încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere și părăsirea locului accidentului rutier. Pentru infracțiunea prevăzută articolul 264 la 3, de la 3 la 7 și pentru proceduri simplificate, beneficiază de reducerea pedepsei cu închisoarea o pătrime, minus o pătrime. Și la fel și în situația pentru părăsirea locului accidentului rutier. Avocatul lui Dragomir Popovici a refuzat să discute cu jurnaliștii. Igor Prodan, tatăl doiniței Prodan, care a fost recunoscut ca succesor al părții vătămate în acest dosar, spune că Dragomir Popovici nu și-a cerut iertare de la apropiații doiniței. Absolut nimeni nu s-a adresat, măcar cu o scuză ceva, măcar. Eu înțeleg că nu întorci copii. Nimic. Bărbatul spune că în seara tragediei, fiica acestuia își serba ziua de naștere și a venit în vizită la ei acasă. Era ziua ei de naștere și a fost la noi acasă, cu un buchet de flori pentru mama ei și ce nu era caracteristic pentru ea. Adică noi ne întâlnim a doua zi. Mamica i-a spus așteaptă că am pregătit un cadou la care ne-a spus că nu se grăbește, că s-a înțeles cu fetele, măcar așa, pur simbolic, să întâlnească. Peste jumătate de oră, de cum mă ne-am sunat un băiat, stâlcit așa, în engleză, română, ne-a lămurit că e accident. Avocatul familiei Prodan a cerut despăgubiri morale de 10 milioane de lei. Noi avem dubii rezonabile și avem dubii că Dragomir Popovici la acel moment era în stare de ebrietate, de asta și-a părăsit locul accidentului. Însă, având în vedere faptul că domnului a părăsit locul accidentului și noi vrem la ședința următoare să evidențiem faptul dat. În ce privește prejudiciul material, sunt cheltuieli legate de mormântarea doiniței Prodan. În mașina doiniței se afla și prietena acesteia, Gabriela. Aceasta a suportat o amnezie și numeroase fracturi. A rămas cu jumătate de față paralizată. Gabriela cere o pedeapsă maximă pentru Dragomir Popovici. Să primească pedeapsă maximă. Dar noi avem încredere în justiție și cu siguranță o să fie. După accident, m-am ales cu amnezie și practic două zile, cea până la accident și cea din ziua accidentului au fost șterse. Foarte multe momente din viață până la accidentul fel sunt șterse. Apărătorul Gabrielei Lupu spune că va cere despăgubiri de ordin material și moral. La momentul de față nu ne-am determinat vis-a-vis de cuantumul preventiv. Nu cred că am acordul clientei mele de a-l comunica, însă este o sumă destul de substanțială, ținând cont inclusiv de mutilarea de care a avut loc și de incapacitatea temporară de muncă, care de fapt durează de pe data de 24 iulie. Clienta mea este imobilizată la pat, nu se poate deplasa, nu își poate continua o viață pe care a avut-o până la accident. Anterior, Dragomir Popovici a fost vizat într-o serie de dosare penale după ce a fost prins la volan în stare de ebrietate. În noiembrie 2021, instanța l-a condamnat pe Popovici la muncă neremunerată în folosul comunității în unul dintre dosarele penale și i-a anulat permisul de conducere. Tânărul este proprietarul unei companii intrate recent în insolvabilitate din cauza datoriilor. Tatăl acestuia gestionează o companie cu activități în agricultură specializată în exportul fructelor. Agentul de patrulare care se afla la volanul mașinii implicate în accidentul de lângă aeroportul Chișinău, soldat cu decesul a doi motocicliști, rămâne în arest. Curtea de apel Chișinău a respins demersul avocaților care au cerut eliberarea polițistului. Ofițerul este cercetat penal și riscă până la 10 ani de închisoare. Polițistul de patrulare nu a fost prezent la ședință, invocând probleme de sănătate. Avocatul acestuia a declarat că bărbatul pledează nevinovat. Mașina de poliție se afla într-o misiune, avea toate semnalele incluse, a precizat Igor Hlopețchi. Clientul meu pledează nevinovat. A fost identificat, printre altele, un martor care ne-a declarat că a observat cum două motociclete s-au luat la întreceri, a fost organizată niște curse ilegale și neautorizate, circunstanțe care urmează să fie verificate în cadrul cauzei penale. Era o viteză mult peste limita legală, de peste 160 km/h. Pentru această tragedie nu o poartă
clientul meu. Iar în cadrul urmăririi penale, noi vom demonstra nevinovăție prin toate mijloacele neinterzise de lege. Accidentul rutier s-a produs la sfârșitul lunii octombrie. O motocicletă care se deplasa pe bulevardul Dacia s-a ciocnit violent cu o mașină de patrulare a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Motociclistul și pasagera acestuia au murit pe loc. Ofițerul de poliție care se afla la volanul mașinii de serviciu a fost reținut și plasat în arest preventiv. El este cercetat penal pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră sau exploatarea mijloacelor de transport. Deputatul Marina Tauber rămâne sub control judiciar. Judecătoria Chișinău-Sedul Buiucani a respins cererea avocaților de anulare a acestei măsuri provizorii de reprimare. Instanța i-a permis însă Marinei Tauber să meargă pentru 16 zile la Tel Aviv pentru investigații medicale. Se admite demersul procurorului în Procuratura Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 de zile în privința inculpatei Tauber Marina, cu menținerea restricțiilor în privința inculpatei Tauber Marina să nu părăsească țara decât în perioada 20.11.2023-5.12.2023, inclusiv pentru investigații medicale peste hotarele Republicii Moldova. Marina Tauber consideră că ea, în calitate de deputat, trebuie să efectueze vizite și peste hotarele Republicii Moldova. Dincolo de toate, este vorba și de o viață personală, zice Tauber. Sunt anumite proceduri care au fost începute de mine în legătură cu crearea familiei, dar în timpul când am avut posibilitatea, am făcut deplasări de mai multe ori. Precum vedeți, de fiecare dată revineam acasă, pentru că fiecare din noi are și deplasări personale, și vizite de lucru, și vizite profesioniste. Eu, ca politician, trebuie să activez nu doar în Republica Moldova, dar să lucrez și cu diaspora. În dosarul de finanțare ilegală a partidelor, Marina Tauber este învinuită de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului Șor din partea unui grup criminal organizat. Tauber este cercetată și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii în semestrul întâi al anului 2022, cu scopul de a ascunde volumul banilor acumulați și volumul mijloacelor utilizate. Fugarul Ilan Jor ar fi ajuns la Istanbul cu avionul miliardarului rus Roman Abramovici. Potrivit portalului jurnal.md, Jor s-a întâlnit la Istanbul cu Abramovici, iar apoi ambii au decolat spre Moscova. Aceeași sursă notează că pe la Istanbul, cu destinația Moscova, au trecut și doi deputați socialiști, Bogdan Țârdea și Adrian Albu. Acesta din urmă a confirmat că a mers în capitala Rusiei la o reuniune a CSI. Într-o reacție pentru jurnal.md, avocații lui Abramovici declară că informația este un fals. Sursele jurnal media arată că fugarul Ilan Jor ar fi ajuns miercuri în jurul orei 10 la Istanbul cu avionul miliardarului rus Roman Abramovici. Din Turcia, Jor și Abramovici ar fi zburat spre capitala Rusiei. Ilan Jor este reprezentat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene alături de Marina Tauber în procesul de anulare a sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană de avocații Carsten Zatzler și Terry Bonting. Aceștia îl ajută într-o cauză similară și pe Roman Abramovici, cunoscut ca fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea din Londra. Jurnal MD mai notează că spre Moscova, cu escală la Istanbul, au zburat și deputații socialiști Adrian Albu și Bogdan Țârdea. În următoarele zile, în capitala Rusiei, ar urma să zboare și fostul președinte Igor Dodon. Serviciul de presă al Poliției de Frontieră nu a răspuns deocamdată la solicitarea noastră de a confirma sau infirma dacă deputații socialiști Adrian Albu și Bogdan Țârdea au trecut frontiera Republicii Moldova. Pe Facebook, socialistul Adrian Albu a scris că, în calitate de deputat și membru al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, participă de luni 6 noiembrie la o reuniune a Comunității Statelor Independente dedicată temelor de securitate. Albu a scris că Republica Moldova trebuie să aibă relații bune atât cu Estul cât și cu Vestul. Bogdan Țârdea nu a negat că s-ar fi aflat la Istanbul, dar a comentat ironic subiectul.
Domnilor, sunt sigur că aveți și fotografii și video, de altfel nu ați fi scris asta. Dacă nu prezentați probe, înseamnă că sunteți niște flecari și mincinoși, a scris Țârdea pe un canal de Telegram. Deputatul afirmă că nu s-a întâlnit niciodată cu Ilan Șor. În după amiaza zilei de miercuri, Bogdan Țârdea a confirmat că a participat alături de Adrian Albu la reuniunea CSI de la Moscova, dar nu i-am văzut acolo nici pe Șor, nici pe Abramovici, a scris Țârdea. Nici Igor Dodon, nici responsabilii de la serviciul de presă al PSRM nu au răspuns la apelurile noastre telefonice. Într-o reacție pentru jurnal MD, reprezentantul legal al lui Abramovici, compania globală de avocatură Cobran Kim, a răspuns că informația este un fals, iar Abramovici nu a zburat la Moscova, nu se află acolo și nu este nici la Istanbul. Autoritățile de la Chișinău au primit o confirmare oficială de la Tel Aviv că fugarul Ilan Șor a părăsit teritoriul Israelului în ziua de 6 noiembrie. Despre acest lucru ne-a spus șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu, potrivit căruia experții acumulează acum informații necesare pentru a afla unde a plecat Șor. Am recepționat un răspuns oficial al autorităților din Israel, precum că la data de 6 după masă, Ilan Șor a părăsit teritoriul Israelului, însă tot dânșii au confirmat că ruta și direcția de deplasare nu le sunt cunoscute. Anume, care a fost avionul, unde a plecat, nu se cunoaște. Interpol nu are informații nici din partea Federației Ruse, nici din partea altor state despre faptul că Șor ar fi traversat frontiera acestora și se află la Moscova, a mai declarat Viorel Țentiu. Acesta afirmă că Interpol a solicitat statelor membre ale Interpol să-l rețină pe cetățeanul Ilan Șor. Subiectul a fost abordat la emisiunea Secretele Puterii de la postul nostru de televiziune, în contextul unei investigații publicate anterior de portalul Jurnal MD. Invitat la discuție, analistul comunității Watchdog, Sergiu Tofilat, nu exclude faptul că Ilan Șor a plecat la Moscova. Moscova și regiunile apropiate sunt o destinație preferată de slugile lui Putin. Ne aducem aminte cum în 2014 cetățeanul Ianukovici, fostul președinte al Ucrainei, tot așa pe furiș a plecat încolo. Nu e nimic surprinzător. Interesant faptul, detaliul ăsta, că Șor a zburat cu avionul lui Abramovici. Acest Abramovici, el era aproape de guvernare încă din perioada lui Yeltsin. Și el, într-adevăr, a fost și este pușculița sau borsetca, una din borsecile Kremlinului. Potrivit investigației Jurnal MD, prin aeroportul din Istanbul au luat calea spre Moscova și deputații socialiști Adrian Albu și Bogdan Țârdea. Cei doi și-au confirmat prezența la Moscova după ce au scris pe rețelele sociale că participă la o reuniune a CSI dedicată temelor de securitate. Analistul Sergiu Tofilat spune că cei doi au fost chemați la Moscova pentru a primi indicații. Oamenii au fost chemați să li se spună ce să facă, cum să facă, unde să mai atace și ce acțiuni subversive să întreprindă în Republica Moldova. Fără indicațiile Moscovei, ei nu fac nimic, a conchis Sergiu Tofilat. Miercuri, Jurnal MD a scris că fugarul Ilan Șor ar fi aterizat în dimineața zilei la Istanbul cu avionul miliardarului rus Roman Abramovici. Potrivit surselor Jurnal MD, Șor s-a întâlnit acolo cu Abramovici, iar apoi au decolat împreună spre Moscova. Miercuri seara, într-o reacție pentru Jurnal MD, reprezentantul legal al lui Abramovici, compania globală de avocat Cobran Kim, a declarat că informația este un fals, iar Abramovici nu a zburat la Moscova, nu se află acolo și nu este nici la Istanbul. Israelul deține un instrument foarte bun, extrădarea lui Ilan Șor, dacă dorește să-i semnaleze Kremlinului că sprijinul său pentru Hamas va avea consecințe. Asta afirmă pentru publicația americană Bloomberg comentatorul Mark Champion. Acesta explică de ce, cum și cu ajutorul cui încearcă Moscova să destabilizeze situația din Republica Moldova. Potrivit jurnalistului, noua miză a Kremlinului este Ilan Șor. În editorialul său pentru Bloomberg, jurnalistul se întreabă de ce Israelul îl ajută pe Ilan Șor, aliatul lui Putin, să scape de lege și de pedeapsa din Republica Moldova. Extrădarea unui escroc condamnat în Republica Moldova ar trimite un avertisment Kremlinului. Anume, asta trebuie de făcut, scrie Mark Champion. Dacă Israelul dorește să semnaleze Kremlinului că sprijinul său pentru Hamas va avea consecințe, atunci deține un instrument foarte bun. Extrădarea lui Ilan Șor, politician condamnat în Republica Moldova pentru o fraudă bancară de $1 miliard. Anume, el a lucrat cu Rusia pentru răsturnarea guvernului pro-european al Republicii Moldova.
Potrivit jurnalistului Vladimir Putin, își dorește ca Republica Moldova să revină în sfera de influență a Kremlinului și din acest motiv ar fi aruncat multe resurse pentru răsturnarea actualului guvern de la Chișinău. Înfuriată de decizia Maiei Sandu de a solicita aderarea la Uniunea Europeană, Rusia a întrerupt aprovizionarea cu gaze și curent electric. Ilan Șor a încercat să valorifice nemulțumirea populației prin finanțarea protestelor și răspândirea informațiilor false. El a promis energie ieftină și îmbrățișarea Rusiei, după ce regimul Sandu dispare. A existat chiar și o presupusă tentativă de lovitură de stat, susținută de Rusia. Mark Champion consideră că Ilan Șor este noua miză a Kremlinului, Partidul Socialiștilor și-a pierdut popularitatea. Iar Șor a devenit noul favorit al Moscovei, conchide editorialistul pentru Bloomberg. Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în dosarul Jaful Bancar. Șor a fugit din Republica Moldova în 2019 și se află acum în Israel. Iată ce veți vedea în partea a doua a emisiunii Patrula Jurnal TV. Revenim în curând, stați aproape! Alexander Stoianoglu ar putea să revină în funcție. Înalta curte a declarat drept neconstituțional articolul în baza căruia a fost evaluat fostul procuror general. Curtea Constituțională a stabilit că prevederile care acordau Consiliului Superior al Procurorilor competența de a stabili criteriile de evaluare a procurorului general sunt excesive și contravin recomandărilor Comisiei de la Veneția. Curtea a avut ca punct de reper recomandările Comisiei de la Veneția, care a menționat că acordarea unei puteri practic nelimitate Consiliului Superior al Procurorilor de a stabili condițiile substanțiale în care procurorul general poate fi demis reprezintă o abordare extrem de contestabilă de punct de vedere al preeminenței dreptului. Avocatul lui Alexander Stoianoglu, Iurie Mărgineanu, a declarat că, în conformitate cu decizia Curții Constituționale, clientul său ar putea reveni în funcția de procuror general. E o portiță care se deschid niște căi. Acum rămâne acest să articol. Ne cu evaluarea și cu hotărârea CSP de acceptare acestei evaluări. Ulterior să ne judecăm cu decretul președintelui. Solicitat să comenteze acest subiect, expertul în drept constituțional, profesorul Alexandru Arsenin, a declarat că Alexander Stoianoglu a fost demis din funcția de procuror general contrar legii. Noi suntem în cadrul relațiilor dintre oameni reglementate în normativ. Iar Curtea Constituțională este legea supremă a poporului care stabilește reguli obligatorii pentru toți. Și orice mișcare, fie de la șeful stat la părere, care vine în contradicție cu voința suverană a poporului, ea este ilegală. În luna mai 2022, Consiliul Superior al Procurorilor i-a propus instituției prezidențiale să-l elibereze pe Alexander Stoianoglu din funcția de procuror general, după ce comisia care i-a apreciat activitatea a calificat-o drept nesatisfăcătoare. Președintele Maia Sandu a semnat decretul de eliberare a lui Stoianoglu în septembrie curent. Între timp, Alexander Stoianoglu a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în una din două reclamații. Mai exact, CEDO a constatat încălcarea dreptului de a contestat decizia Consiliului Superior al Procurorilor din 5 octombrie 2021, în urma căreia a fost suspendată din funcție. Procurorii au prezentat în instanță cea mai importantă probă în dosarul în care Igor Dodon este cercetat penal pentru corupere pasivă și trădare de patrie. Completul de judecată de la Curtea Supremă de Justiție au privit un video în care apare Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Yaralov. Aceștia discutau despre planul de federalizare a Republicii Moldova, spun procurorii. Sunt niște falsuri, a replicat Dodon. Acești trei indivizi, persoane, începând cu 2016, au hotărât destinul și au luat decizii
trei persoane sau cât spuneau ei acolo, să formeze echipe ca să iei anumite decizii. Și după cum ați observat și din înregistrări, ei spuneau că deciziile nu se iau nici la Parlament, nici la Guvern, dar deciziile se iau între ei și echipele pe care ei le formează. Am constatat prin înregistrări video avei evenimentelor care se confirmă inclusiv și prin declarațiile lui Gordodon care le face în acele înregistrări. Pe cum că a fost la la Sankt Petersburg, s-a întâlnit cu Kozak și tot ceea ce solicită el nu este decât poziția Moscovei și a lui Kozak. Igor Dodon insistă că, de fapt, el a făcut tot posibilul să dea jos regimul Plahotniuc, iar înregistrarea prezentată este un fals. Atunci am făcut tot posibilul pentru ca să dăm jos regimul Plahotniuc. Nu avem nicio teme. Atunci am reușit acest lucru. De aceea vom demonstra că nu avem nicio vină. Avocații lui Dodon spun că au dubii privind autenticitatea probei video. Deci primul lucru care pe noi ne face să vedem că aceste fișiere au fost montate și nu sunt autentice este ora înscrisă în aceste înregistrări. Deci de la ora 12:05 minute până la ora 1:22 de minute. Deci efectiv 77 de minute pe când noi am vizualizat astăzi o înregistrare cu 47 de minute. Întrebarea noastră unde sunt 30 de minute de înregistrare. Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai 2022 după ce procurorii au efectuat 10 percheziții acasă și în imobile deținute prin persoane interpuse. Au fost ridicate sume mari de bani și obiecte de lux, în valoare totală de 10 de milioane de lei. Dodon este acuzat de trădare de patrie, îmbogățire ilicită, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Kievul susține că Moscova a tras mai multe rachete și a lansat drone de atac dinspre teritoriile ocupate și din bazinul Mării Negre, scrie AFP. Au fost lovite localități din sudul Ucrainei, inclusiv regiunea Odessa. Kievul este îngrijorat că Moscova ar putea declanșa atacuri sistematice asupra infrastructurilor sale energetice, așa cum s-a întâmplat iarna trecută. Contraofensiva Ucrainei a încetinit, iar trupele sale se confruntă cu epuizarea. Comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zaluzhny, a descris un impas pe câmpul de luptă într-un interviu publicat acum câteva zile, subliniind că un război prelungit de uzură ar favoriza Rusia. Această evaluare coincide cu apariția ploilor sezoniere, ceea ce îngreunează înaintarea pe pământul noroios. Doar noile capabilități, inclusiv mai multe arme și muniții de la aliații occidentali, dar și dronele produse la nivel local ar înclina balanța în favoarea Ucrainei, a spus Zaluzhny. În pădurea Serebreanski din regiunea Lugansk, care este în mare parte ocupată de ruși, soldatul din imagini abia reușește să doarmă. We had a firefight for over 20 hours, non-stop fighting, assaults, evacuations, and you know, I managed it, and we all managed it. We aren't very fresh and right now we need to find strength. Bătălii similare se dezlănțuie de-a lungul liniilor frontului de la granița cu regiunea Belgorod a Rusiei în nord-est până la Marea Neagră. Pentru cei aflați în tranșee, în timp ce epuizarea este inevitabilă, motivația rămâne puternică. This is a horrible enemy. The enemy is strong, cunning and vile and they deal us considerable losses. One should never underestimate them. We've learned how to defend and as we see, they have learned how to defend too. După ce s-a concentrat pe apărare la începutul anului, Ucraina a lansat o contraofensivă în luna iunie care vizează tăierea liniilor de aprovizionare ale Rusiei prin împingerea spre sud, spre Marea Azov. După 5 luni, acest obiectiv nu a fost atins, notează Reuters. Forțele ucrainene se află la aproximativ 80 de kilometri de coastă. Între timp, Rusia a continuat să bombardeze Ucraina folosind drone și rachete. Kremlinul își numește războiul drept o operațiune cu o campanie militară țintită, deși a ucis 10.000 de civili și a distrus o mare parte din infrastructura vitală pentru încălzire, energie electrică și transport, conchide Reuters. Israelul respinge apelurile la încetarea focului în fâșia Gaza în ciuda presiunilor internaționale, scrie France 24. Premierul Benjamin Netanyahu a promis că va prelua controlul asupra securității generale a fâșii asediate după război. Ministerul Sănătății condus de Hamas declară că numărul morților a depășit cifra de 10.000. Un minut de reculegere a fost ținut în fața sediului Ministerului Israelian al Apărării la o lună după ce Hamas a ucis 1.400 de persoane în sudul Israelului, potrivit oficialelor locali, și a luat ostatici peste 240 de persoane. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a oferit primul său interviu pentru presa străină.
ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. Între timp, în fâșia Gaza, zeci de palestinieni stau întinși și acoperiți de pungi. Acesta este bilanțul bombardamentului israelian într-un oraș din centrul fâșiei Gaza, scrie France 24. We were displaced from northern Gaza. We came to stay here with my aunt. It was night. I was just sitting there when the bombing happened. We found ourselves in the midst of the debris. Pulled us out from under the rubble. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizează că fâșia Gaza bombardată devine un cimitir pentru copii și cere o încetare imediată a focului. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a four-week period than in any conflict in at least three decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. Nothing can justify the deliberate torture, killing, injuring, and kidnapping of civilians. The protection of civilians must be paramount. Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor edifica un spital de campanie în fâșia Gaza, unde ajutorul umanitar intră lent după o lună de război între Israel și Hamas, scrie AFP. În total, 569 de camioane cu ajutoare au trecut frontiera în fâșia Gaza din Egipt de pe 21 octombrie, între care și 93 de camioane luni seară. Potrivit ONU, 100 de camioane pe zi sunt necesare pentru a aproviziona cele 2 milioane de persoane din fâșia Gaza cu toate cele necesare. Studenții de la Drept s-au făcut agenți de patrulare. Viitorii avocați sau procurori au ieșit în stradă alături de ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publică să afle în detaliu cum sunt găsiți șoferii care încalcă regulamentul circulației rutiere. Proiectul Agent de Patrulare pentru o zi, inițiat de Asociația Studenților în Drept, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Deci avem aici un dispozitiv de măsurare vitezii, trucam, și aici avem un aparat de măsurare alcoolemiei, dragă. Dimineața am început la orele 5:45, atunci când am fost repartizați cu diferite echipaje. Studenții au fost în număr de 10. Ei au fost repartizați în funcție de sectorul care reprezintă un interes pentru ei. Cristian Păslaru este student în anul 4 la Drept. Tânărul a mai participat la acest proiect, fiind sigur că îi va prinde bine în profesia aleasă. Am efectuat mai multe intervenții, deci am constatat careva contravenții cu privire la neacordarea priorității pietonilor, trecerea de pietoni. Totodată am constatat careva contravenții cu privire la parcarea neregulamentară. Am arătat domnului student cum se dirijează circulația rutieră. Apoi, după dirijare, ne-am deplasat în sector. În sector am întâlnit un automobil care nu a cedat trecerea legală pietonului pe trecerea de pietoni. Am arătat cum se documentează cazul, probele, până pe 31 martie, foarte corect. Trebuie să mergem cu lumina de întâmpinare. Pornit. Cu siguranță am știut, doar că m-am pornit în voluntar și n-am pornit lumina. Nu doar câteva zile de când o să fiu responsabilă. Proiectul Agent de Patrulare pentru o zi este inițiat de Asociația Studenților în Drept, din cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat. Potrivit membrilor organizației, astfel de exerciții i-au ajutat pe mulți tineri să se angajeze în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică. Am avut cazuri când studenții care au participat la acest proiect au ales să activeze în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, vorbim aici în special de Inspectoratul Național de Securitate Publică, au participat la mai multe ediții a proiectului și au luat decizia să se angajeze în rândurile polițiștilor. În proiectul respectiv, care se va desfășura în acest an până pe 25 noiembrie, sunt implicați aproximativ 200 de studenți.
Atât pentru ediția de astăzi, vă așteptăm și duminica viitoare cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Dacă ați fost martorii unor fără de legi sau dețineți informații de interes public, nu ezitați să ne contactați la 022-859-300 sau să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@jurnaltv.md. Ne găsiți și pe pagina de Facebook, jurnaltv.md. Numai bine!